Capricile iubirii. Dedish părea conștient că a greșit în raportarea sa față de Eliza și Delia, dar Khaled îi explica bărbătește că ar trebui să-și asume propriile fapte. Când greșești pe afara, în afara casei aici, o greșeală aici e câte 10 greșeli pe afară. Câte 100 poate. Poate și mai mult, da. Mai mult. Trebuie să știi ce vrei. Pentru că, sincer, la fel, o femeie nu îi place pe cineva care nu știe ce vrea. Adică dacă tu nu ești hotărât, nu știi ce vrei, femeia... De ce nu privești din altunghi? Că unii bărbați au nevoie de mai mult timp. Dacă te joci la două, nu știu, capete... Alegi după două iepuri, pierzi pe amândoi, da? Păi asta ce ai făcut tu? Către una m-am dus eu și alta a venit către mine. Puteai să refuzi, nu? Puteam să refuz, dar... Dar n-ai refuzat. N-am refuzat. Dar dacă n-ai refuzat, înseamnă că și tu ai o participă aia care te atrage. Păi voiam să văd ce e acolo, ce e de discutat. Curiozitate distruge mult. Iar astăzi, în direct, Dedish a spus că Delia este cea care îl interesează, raportat la tot ceea ce s-a întâmplat și totuși simte repulsie. Dom'le, ție de cine îți place? Îți place de amândouă? Că nu poate o să mai continui treaba asta deloc, adică... Acum iar te-ai supărat. Nu mai pronunț în niciun fel. Acum gata, iar s-a supărat, iarăși ia bagajul. Nu m-am supărat, dar nu o să mă mai pronunț chestia asta cum plac cu amândouă. Da, cine îți place? Dom'le, dai simplu, dacă îți place o fată... Păi raportat la tot ce s-a întâmplat de la bun început, Delia. Pentru că s-a creat niște emoții și niște sentimente, pentru că a durat ceva. Adică chiar de la început până în punctul ăsta noi am vorbit în continuu, am stat unul în preajma celuilalt. Și ai așa o disperare așa să nu cumva să rămâi singur tot timpul, trebuie să existe un backup? Iartă-mă, n-are legătură Eliza, pur și simplu așa în general. Vreau să mă gândesc dacă e genul ăla, tiparul ăla, știi? Care dacă nu e cu una, musai te să găsească. Da, deci la modul general nu e... Nu. V-am zis, adică m-am speriat că am văzut că între noi lucrurile se precipită și am zis, ok, hai să rupem cunoașterea de comun acord. Și mi-am zis eu să merg către Eliza. Dar ideea este că aici, fiind în contextul ăsta în care ne vedem unul pe altul, eu am simțit vină și rușine față de Delia. Zic, băi, cum să mă duc acum către Eliza? Și în același timp rușine și față de Eliza. Pentru că ne vedem unul pe altul aici și Delia a și spus, băi, în ochii mei, nu vreau să văd așa ceva, mai bine pleci acasă. De fapt, amândouă te-am trimis acasă. Da. Pentru că și ele au orgoliile lor. Da, și normal, și tu. Și da. Ai jucat-o... nu prea bine. Ți-a spus colegul Khaled, de-aia ai alergat după două iepuri și... ai rămas acum plângând... De fapt, nu știu, poate cine știe, nu? Delia. Nu știu, nu mai pronunț. Nu te mai pronunț. Dar mai ai încredere? Acum n-am. Nu? Și eu la fel să-mi dau spațiu mie. Pentru că aseară eu am zis că să merg către ea, dar nu puteam, efectiv. Aveam așa o repulsie. Bă, dar nu mai spune repulsie. Repulsie e un cuvânt urât. Adică repulsie e ceva... ca și adică cum ceva nu de respingere, suporți, da. Ca și cum ți-e dar greață nu puteam de ceva. Merge acolo. Păi cum aș putea să-i spun? Dar nu puteam merge acolo, nu puteam. Și am simțit asta și din partea ei, adică a fost ceva reciproc. Delia și Dedish au mai vorbit apoi despre situația lor și cum s-a văzut din exterior, încercând să înțeleagă și ce au de făcut mai departe. O să-i spun mami să nu mai îmi scrie, că dacă îmi scrie, n-aș vrea să citească, să vadă, să asculte toată lumea ce îmi scrie ea. Dar ce scrie? Lucruri răte despre mine? Sau nu, ce? Nu mi-a scris nimic despre tine. Da. Păi și de ce să nu scrie? Nu, în general, așa, nu o știu. Adică, gen, scrisorile sunt pentru mine. Păi da, dar în cazul ăsta scrisoarea nu era pentru mine direct, cât mai mult pentru tine, pentru restul lumii, pentru cei care au fost implicați, pentru cei care au suferit. Implicit familia ta, implicit oamenii de aici. Nu cunosc familia, nu. Ai văzut că dacă tati ar fi avut ceva de spus, ar fi spus. Da, mi-a plăcut foarte tare atitudinea lui. Da, nu. Și drept urmare, maică mi-a și zis, băi, eu nu o să mai intervin telefonic pentru că mă pierd cu firea. Și eu știam treaba asta. Și ai spus-o urât, că voi ați fugit de noi. Că eu am stat cu toată lumea și am vorbit. Aseară la tasca. Da, dar eu credeam că nici n-am voie să... Asta în primă fază. Că n-am voie să vin spre voi, dar pentru eram că erai persoana pe care... Și nu eram nici într-o cunoaștere. Pe care am ales-o.
Dar după, tot așa am stat și mi-am dat seama că în continuare era chestia aia. Mă și tu jos puțin, că nu poți și să... Și tu mă respingi, dar și eu în același timp. Și de aia am zis, repulsie poate chiar e un lucru urât, dar asta am simțit, știi? Respingere unul față de altul. Și am zis, băi, uite, o fată care se simte bine în preajma altui băiat, hai să îi dau spațiu. Așa ai văzut tu? Un bucur. Asta, tu mi-ai zis că nu mai vezi, că nu știu ce, dar nu înțelegeam de ce tot îți place atenția mea, știi? Păi și nu mă întrebi? Păi de ce îți place atenția? Tu ce ți-ai răspunde? Adică dacă îți dau un răspuns, te-ar ajuta mai mult decât să-ți dai tu seama? Păi trebuie să-mi dai un răspuns pe care tu îl simți. Nu, și tu cred că ar trebui să-ți dai tu singur răspunsul ăsta, nu să mă întrebi pe mine. Păi primul gând care vine că ai sentimente pentru mine. Da, e mult spus sentimente. Un atașament sau nu știu, ceva. Nu, îmi place. Dar că încredere nu am acum. Și mi-e normal să nu mai am în tine. Capricile iubirii. Despre momentul acesta era vorba, nu? Păi, și nu e nicio noutate, că până la urmă Delia... A mai făcut mărturisirea pe care ți-a făcut-o și ție, că te place ca bărbat, dar că nu are încredere în tine și tu ți-ai arătat încă o dată dorința de a sta pe lângă ea, de a... Nu știu ce înseamnă asta, poate o să ne traduci la un moment dat. Dar în același timp și o respingere. Da, am simțit-o aseară. Uh-huh. Când am văzut un preajma lui Khaled, mi-am zis, ok, lasă-i să fie împreună, dar în același timp nu simțeam nici să mă duc către ei sau să o văd sau să am contact. Dar să știi că nu e un sentiment, uite, o să-l întrebăm imediat pe Eduard, da? A fost în cazul cu Liviu, să știi că m-a apăsat foarte tare. Aseară n-am mai simțit treaba. Și dacă ești căsătorit și ai 10 ani de căsătorie sau, nu știu, 2 ani de căsătorie, din când în când simți nevoia să stai doar tu cu tine, știi? Și să fii doar tu cu tine. Nu e nimic greșit în a îți dori să nu accesezi partenerul într-o seară. Să-mi dau spațiu și în același timp să-mi dau spațiu și mie. E greșit? Nu e absolut deloc greșit, mai ales în situația lor acum, dar mai cu seamă, așa cum pomeneai, după o anumită perioadă chiar ai nevoie să stai puțin cu gândurile tale. Sunt diverse tipologii de cupluri, unii preferă să stea să fie codependenți, să facă foarte multe lucruri împreună, alții preferă să aibă ceva spațiu și sunt relații de extrem de deschise, în care programul e chiar foarte relaxat. Depinde ce discuți și ce îți alegi de la început. Asta nu are mare relevanță în contextul lor, unde eu chiar acum recomand să vă luați așa foarte puțină distanță, nu multă, și să vedeți ce simțiți. Ai nevoie să fii în preajma ei sau tu în preajma lui? Vă căutați, simțiți nevoia asta? E în regulă. Dacă nu, și asta e un argument. Cu ce nu sunt de acord, și cu asta închei, cu stigmatizarea. Mie nu-mi place retorica asta, știu eu ce gândește Dedi și este clar că e rău intenționat, eu nu vreau să mă exprim așa, eu cred că se întâmplă în viață lucruri de genul ăsta, să nu fii foarte hotărât, trebuie să avem mai multă toleranță, că e plină lumea asta de atâta încrâncenare, ok, s-au făcut niște greșeli, au 21 pic de ani, de ce trebuie să punem eticheta, mamă ce... greșit e ca om. A făcut niște erori. Poate nici ea nu o să meargă ață în direcția asta. Dar, în același timp, ai zis un lucru interesant. Când am văzut că, uite, n-am fost foarte atentă, mărturisesc atunci, când am văzut că altcineva... Da, am văzut că era foarte fericită în preajma lui și am zis, ok. Lasă-i să fie fericită. Păi, uite, nu-i de aceeași părere de... Noi ne-am simțit foarte bine pentru că eram relaxați amândoi. Da. Nu eram cu niciun băiat din cuplu. Și am zis să le dau spațiu. Atât. Nu a fost nimic. Păi și voi ați fugit de noi aseară. Dar mai devreme am avut un moment cu Khaled în care m-a activat. Dar nu e important, Delia, în orice tip de relație să fii relaxat, fie că e colegial, fie că e... Ba da, doar dacă aș fi fost cu un băiat din cuplu, nu aș fi fost la fel de relaxată. Cu Khaled a fost totul foarte... natural, adică am luat task-ul foarte... Dar ai simțit lipsa lui Dedish? A fugit de mine toată noaptea. Păi da, dar nici nu aveați voie să interacționați foarte mult. Nu sunteți un cuplu, dar oricum... Noi nu am avut. Nici în cunoaștere nu sunt. Nici în cunoaștere, noi aveam voie să discutăm. Sunt în cunoaștere.
Adică eu am discutat... Doar cuplurile n-aveau voie să discute. Păi tocmai că a fugit de tine, ai simțit lipsa? N-a să mă pronunț. Și te cere un răspuns. Da, Dedi, ai spus că ei ai văzut-o foarte fericită lângă cale. Tu deja ți-ai făcut o părere. Nu crezi că... Un scenariu! Un scenariu, te pripești cu percepția asta ta, că e o percepție. Am observat că Caledo place, nu știu dacă și invers, și am spus să le dau spațiu. De ce stau eu în calea lor? A, deci Caledo o place pe Delia. Da, eu asta am observat. În contextul în care noi am tot avut discuții, poate nu sunt eu potrivit și este el mult mai potrivit. Lasă să le dau spațiu. Caledo, bine să lupți? O place pe Delia? Sunt prejudecați. Asta e părerea lui. A, e o percepție, nu e... Așa e părerea lui, rămâne de văzut. Eu am zis și în live astăzi că nu stau în calea. Asta nu e un răspuns. Deci nu e ce nu. La ce te-a întrebat Paula, n-ai răspuns. Da. Te-a întrebat? Da, am zis că este părerea lui și restul rămâne de văzut. Și părerea ta? Părerea mea nu... Pot să vin și cu multe argumente. Nu vrea să zic, el avea intrat în casă și nu vrea să spună de cine îi place.